Andrei Pandele e numele meu. Sunt arhitect și, deși am lucrat o viață în domeniul ăsta, sunt mai cunoscut ca fotograf, în mod ciudat. Deși fotograf n-am prea fost. A fost un martor al timpurilor minunate. Păi, perioada 1984, sau în fine, zona începută în 80, și pentru mine ca arhitect, îmi sugerează măreața operațiune de distrugere a centrului orașului, condusă de marele Cârmaci Cârpaci, cu echipa lui de aplaudaci. Nu, eram membru Asociației Artiștilor Fotografi și erau tot felul de conversații, să mergem să fotografiem toate casele. Dar nimeni nu știa cum, care, unde, când, încotro. Și ca arhitect am avut avantajul să mai aflu cam cum s-ar desfășura, că să știți că nu era precis. Era așa și pe urmă era invers. Deci asta e primul lucru la care mă... Și de fapt operațiunea aia a fost foarte gravă pentru că a obișnuit aparatul de partid, care ne conduce în continuare prin cineri nepoți, ce-o mai fi, că nimic nu merită păstrat în capitala României dacă câștigi un ban în treaba asta. Am auzit un mare frecventator de televiziune, foarte bine a făcut că a dărâmat, că strada mea era cam ponosită. Păi pot să vă spun că la Londra, dacă dărâmi o casă care are 200 de ani cam ponosită, și dacă ești primar, ajunge în pușcărie imediat. Nu discut, s-au dărâmat monumente minunate. Casa lui Nestor Ureche, cred că era 1690. Palate, clădirea unor personalități din războiul din 77, care aveau case splendidisime făcute de arhitecți francezi, biserici, Institutul Mina Minovici, Spitalul Brâncovenesc, care avea o placă pe care scria de moarte năpraznică noaptea de Crăciun, va pieri acel care se va atinge de acest stabiliment ucis de oamenii lui. 1800, 1700, nu știu cât. Și uite că... premonitiv. Bun. Hai să lăsăm cu demolarea. Asta era primul. Aveam cel mai primitiv șef de stat din estul Europei și, ca să nu-l supere FMI-ul, a hotărât să-și plătească datoriile. Și pe chestia asta vindeam pagubă, carne de oaie, brânză și benzină, și populația suferea lipsuri îngrozitoare. Și trebuie o viață sinistră, așa că ajungeam acasă cu nevasta și copilul, drumul tabere, mâncam ceva și să se apuce copilul de lecție și pac să stingea, trăgeau băieții de Hebel și se auzea stereo din mii de piepturi, zgura mătii. Dar eu nu spuneam asta, dar se auzea de parcă ar fi spus în camera aia, de ceva inimaginabil. Bun. Fosta mea soție izbucnea în plâns și eu personal mă duceam și făceam duș. Pentru că era singurul moment când apa caldă era disponibilă. Diferență fundamentală e că atunci aveam 30 și acum am 30 în plus. Și chiar dacă anumite
cum să spun, anumite lucruri mi s-au deschis în cale fizic, lucrurile au totuși o parte de scârțâială pe care nu pot să nu o simt. Ce spuneam și înainte, ce asemănare e că practic când suntem conduși cam de aceeași echipă de canalii specializate în băgat mânuța în banii publici și din nenorocire la o schimbare de tipul ăsta cum a fost cea din 89 apar investitorii de carton care fac speculă imobiliară și care au fost încurajați în loc să fie opriți de persoane din administrația locală sau chiar din nivele mult mai înalte, pentru că ei aplaudaseră o chestie similară făcută de un nebun care vrea să ne formateze creierul. N-am să intru în detalii, dar vărul primar al tatii era șeful catedrei de psihiatrie și în 78, cred, spunea că mai are Ceaușescu, mai are puțin și trebuie băgat în cușcă. Și am mai avut onoarea să-l suportăm 11 ani jumate. Și dacă vorbești cu oameni care s-au împiedicat direct de el, avea manifestări, zeci de manifestări zilnice de tipul ăsta. De fapt, lui era o frică, era o lașitate îngrozitoare și era o frică îngrozitoare de orașul ăsta pe care nu-l înțelegea. Și vroia să-și facă niște decoruri de operetă care să-l protejeze. Și mai era și megaloman. Vorbeam cu un coleg aici că în Casa Poporului o scară unde era biroul lui principal, să zicem, acum e biroul președintelui Senatului, unde scara interioară pe care ar fi trebuit el să se pozeze cu prietenii lui, băiatul cu prosop în cap, Arafat și Baba Ibaruri, așa, ăștia care îl frecventau, scara are aproximativ o dimensiune de 9 ori cât palatul telefoanelor. Și eu personal, când am făcut niște poze acolo, m-am simțit ca în Canionul Colorado, în care n-am fost, mărturisesc, dar senzația de nesfârșit, așa, este... Bun. Așa, ca să facem o coloratură, Radu Sigheti mi-a povestit că pe vremea când era scara din beton, a fost o cursă de motociclete off-road pe ea. Cam în întuneric, dar de făcut cruce. Da. Dimensiuni colosale. Banii s-aruncau cu găleata pe spate pentru investiția aceea. În schimb, pentru populație și pentru industrie. Uzinile de țevre publică erau ei mai mari exportatori de țeavă petroliferă și pentru că trebuiau să importe 0,5% ca să facă produse competitive, n-au primit acceptare, au pierdut toată piața. Prostia era virtute pe vremea și aberația devenise normalitate. Asta e cam a treia diferență. Acum poți să spui orice pe vremea aia nu se putea, dar nu prea are niciun efect, pentru că băieții știu una bună și bună. Din păcate, li se rupe plasa, rețeaua, progresiv. Dom'le, eram cam rebel așa, pot să spun că am aflat asta ulterior, că eram considerat complet țăcănit. Și la serviciu, când am la serviciu eram arhitect și directorul și inginerul șefului, ștochii din
și cap că veneam cu aparatul de gât, fotografia de gât. Dar după ce m-au văzut de 10 ori sau de nu știu cât și după ce m-au văzut pe la meciuri de handbal, hockey, rugby, naiba știe ce, eram fotograf part-time și corespondent la sporturi și vineri, sâmbătă, duminică. S-au obișnuit. Și eram considerat complex pădălături din punctul lor de vedere, dar profesional știau că la mine ies, la alții mai puțin. Și cam acești lucruri se întâmpla și la Asociația Maniacilor în Fotografie. Am aflat că nu știu cine de la Consiliul Culturii și Jucăturilor Socialiste așa pentru din toate fotografiile alea care le știți, unele singure sunt făcute cu cu aprobare. Halele Unirii după magazinul Unirea a durat 6-7 luni, trebuia să semneze doi miniștri. Și am făcut niște fotografii și m-am întors, scria că să fac un an de zile. Și m-am întors peste 2 săptămâni și nu mi-a mai dat voie. Bun. Cu ocazia asta, întrebaseră unii de la Consiliul Culturii și Socialiste și comunistul chiar așa le-a spus, e un tip, cum să zic, excentric, complex excentric, dar ce face iese bine, perfect. Puteți să aveți încredere. Ceva de tipul ăsta. Așa că nu prea aveam relații. Ba, aveam un dosar cum nu se poate mai prost. Bunicul mamii lichida la sichet. Fratele meu căsătorit cu o franțuzoaică și cu un copil și-a pierdut nevasta și copilul în toamna lui 77, pierdut. În sensul că a apărut un decret care obliga rudele cetățenilor români să se angajeze la ambasade prin ODCD, Oficiul de Dirijare a Corpului Diplomatic, care însemna și ceva bani și ceva altceva. Și ambasadele pricopsite au licențiat pe personalul cu pricina, dându-le servicii foarte bune. Și fratele meu s-a trezit fără nevastă și copil în termen de 2 luni. Și a plecat și fiind medic, n-a avut încotro, așa cerut azil politic. Și chestia asta, nici la Budapesta n-avea voie să meargă. Și colac peste pupăză, fosta mea soție, era rudă în alianță cu niște foști deținuți politici, între care soțul surorii mai mari a fostei mele soacră era Ion Diaconescu. Așa că eram un monstru sub aspect politic. Când umblam după sponsorizări pentru expoziția aia, am dat nas în nas cu Radu Filipescu, pe care îl cunoșteam oarecum. Tatăl lui a fost colegul taică-miu Dan. Și el era președintele GDS și am zis, hai să-ți arăt ceva. Nu că-s grăbit, că nu știu ce. Când aveam la mine 3-4 poze și când cred că am stat un ceas jumate. Și mi-a zis, băi, zice, eu am avut coleg de celulă, un inginer, care făcuse o poză la o coadă, numai că a pus-o la serviciu pe ușă, pe birou, pe măță, că nu, o să mă întrebe nepoții și nu o să mă creadă și să am o dovadă, cât de cât. Și a făcut 6 ani. Și zice, păi tu aveai de 2 condamnări pe viață, ca arhitect. Și la mine în familie, să zicem, părinții, bunicii iubeau foarte mult orașul, pe care îl înțelegeau mai bine și îl frecventaseră mai în detaliu.
Și am vrut să fac niște fotografii cu niște repere care nu o să dispară. Și chestiile astea, am avut niște avansuri de săptămâni cu niște planuri de la Proiect București, ca arhitect, care nu prea erau ba așa, ba nu așa, ba în stânga, ba în dreapta, ba. Și asta a ieșit neașteptat de bine. În anul ăsta, însă, am fost interpelat cel puțin de 30 de ori de miliție. Pentru că făceam ceva dubios, nu făceam nimic interzis. Și chestia asta m-a făcut să citesc legislația, să aflu de un capitol din codul penal, probabil, care se chema defăimarea realităților socialiste sau așa ceva, în care pedepsele începeau cu 6 ani, nu cu 3 luni. Și, bun, după vreun an și ceva, mi-am dat eu seama că era foarte grav, că ne distrugea suportul memoriei, dacă vrei, memoria, istoria orașului și a civilizației noastre, dar mai grav era că distrugea viața 20 de milioane de oameni, că 1-2 milioane profitau destul de mult de situații. Și atunci m-am apucat să fac niște fotografii cu viața de zi cu zi. De data asta eram conștient că e mai periculos. Dar eu nu plam să fac fotografiile astea, ci realitatea ne înconjura și ori încotro te duceai, nu se putea să te împiedici de ea. Poate că cele mai spectaculoase fotografii le-am ratat din motive N, dar am și unele de care nu-mi e rușine. Eram destul de repede, eram obișnuit să fac fotografii fără să pun aparatul în ochi. Nu spun că am greșit și 9 din 9 poze, dar mi s-a întâmplat să-mi iasă și una din una de câteva ori. Aveam o legitimație de ziarist sportiv adevărată, aveam un nume care... La un moment dat am făcut o poză la serviciu, cu coada aia, cea mai recordă de coadă la zahăr. Era un meci foarte important de handbal, nu mai țin minte nimic, 82 mai. Și eram la serviciu cu un monstru, cu Nikon F3, cu motor, cu zoom, cu masa. Și eram la o ședință cu un alt birou, cu chestia aia de gât, că ăla nu-l lași. Și spăgeam în fața mea să vedea coada asta și nu era suficient de interesant. Și am pus la ochi de câteva ori și aia m-au întrebat ce ai făcut poze. N-am făcut, bă, că nu-i nimic interesant. Dar la un moment dat, trecând un tramvai făcând zgomot foarte mare și ieșise o tipă la un etaj mai sus care s-a uitat nu știu cum așa și am făcut niște poze. Și a venit băiatul institutului la mine după un ceas, să zicem, și a zis: avem ați fost reclamat că ați făcut fotografii cu coada. Că la coadă erau niște colegi de-ai noștri care, cel puțin unul, s-o ocupa cu chestia asta. Și am zis: nu, domnule, n-am făcut. E adevărat că am avut aparatul de fotografie și am îndreptat în partea aia, dar nu o să-l arunc, nu o să-l las pe dulapul cu dumneavoastră. Asta e meciul. Naiba știe ce meci era, Dinamo, handbal, nu mai țin minte. Și le-am și spus, erau de față, că faci un zgomot ăsta când declanșezi. Da, domnule, zice, ai dreptate, l-am și întrebat, n-ați făcut. Domnule, zice, dăm poza de care ai pus-o pe copertă la revista Sportul, cu Andone care a marcat golul în finala cupii. Bun. Deci, hai să zicem că am avut noroc. Aș spune cel mai mult că am avut noroc. Aflasem de la Jean Vasilescu, dacă știi, el mi-a fost student la Dallas, el era fotograful pentru Patrie, revista Ministerului de Interne. Mi-a spus despre 3 persoane, nu-i mai aduc aminte niciun nume, un capitan și 2 maiori, cred, că erau teroarea milițienilor.
Adică niște tipi duri, profesioniști. Și dacă menționai unul, două nume de astea, ăia să mă iau total. Nu mai spun că eu eram relaxat cu aparatul în gât, scoteam legitimația, dom'le, dacă ai vreun dubiu, hai să vorbim cu tovarășul cu tare. Nu, n-au, aș îndrăzni să spun că am avut noroc. Și mai e ceva. Hoții, infractorii și polițiștii, milițienii și câinii răi au o psihologie specială. Sunt foarte agresivi cu cei fricoși și destul de culanți, ca să nu zic, lași cu cei care li se rupe, știi? Și care sunt pregătiți să-i întâmpine așa de sunt tare. Pot să spun că era un mix foarte extrem chestia asta, așa. Acum de curând am primit o copertă la o carte a lui Herda Müller cu o poză de-a mea pe Vulpea Vânător sau nu știu cu ce carte. Și tipul care a recomandat poza mi-a și spus, domnule, zice, cum ai avut curaj să faci poza aia cu convoiul lui Gorbaciov, cu mașinile KGB-ului? Care e o poză făcută așa, de sus în jos, aproape sub 45 de grade. Dom'le, și cu colegii mei de serviciu vorbeau de lucrurile astea, colegii mei de la clubul cu fotografia, fiecare avea câte o idee, dar ideile erau de nepus în practică, pentru că nu știai, întâi și întâi că nu găseau filme. Și nu puteai să fotografiezi toate casele din București, din toate unghiurile. Era plus că n-ar fi fost interesant. Și eu am luat-o așa pe o cale. Eu am încercat să fotografiez oamenii având în spate reperele astea. Și câteodată mi-a ieșit bine, câteodată nu. Dar lucrurile au evoluat, ți-am zis că aberația a înlocuit normalitatea în mod spectaculos. Păi cam la fel. N-am nicio relație cu conduci sistemul de conducere de acum, care în mod manifest e legat direct de capitalismul de cumetrie oploșit, ca să nu spun clocit, de la început de Ilici Iliescu și alte. Și vezi că se rupe plasa progresiv și să anumite lucruri care se prescriseseră sau desprescris și în perioada 98-2002-2003 am avut niște posturi mai importante, că în concurs, nu până când m-au scos băieții politică, nu eram, n-aveam. E complicat. În general, eu nu le aprobam pe ale ilegale, dar fie apăreau ordine de-astea spectaculoase, de 5 senatori, 3, 8 deputați, primarul, viceprimarul, prefectul, nu știu ce fel, ministru, secretarul de stat, câteodată puteai să eviți, altădată nu puteai. Eram proaspăt angajat în prim proaspăt. Aveam 2-3 luni, dar n-aveam încă telefon mobil. Și am primit, cred că, 50 de telefoane într-o oră, din locuri diferite, că nu trebuie să sune la aparat, același aparat de dată, de la secretarul guvernului, ministru adjunct, prefect, subprefect, primar, viceprimar, tot ce cu mintea nu gândești, pur și simplu guvernul dădea o hotărâre de guvern. Germania mutase capitala de la Bonn la Berlin, dăduse gratuit un teren statului român, o firmă de construcții construise ambasada și urma să primească în schimb un teren echivalent cu valoarea casei. Și erau niște convenții făcute
și niște aprobări, dar nu era făcută documentația tehnică și trebuia să le dai, nu știu, nu mai mi-aduc aminte cifra, hai să zicem că 15.000 de metri pătrați, adică un hectar jumate. Și fiind vorba de un teren de o formă, terenul era într-un anume loc, între Chiselef și, hai să zicem, în continuare a strandului Tineretului. Și erau patru laturi neparalele. Și la dimensiunea asta, un centimetru însemna 0,7 metri pătrați. Și fiind convenție, nu puteai să... Erau niște ingineri care făcuse niște propuneri care aveau 80 de metri, 100 de metri eroare. Bun. Presiune de asta e... Adică ăsta e genul de presiune, să rezolvi pe loc. Și bineînțeles că l-am dat cu 0,6 metri pătrați în plus, că nu se putea altfel. Au rămas puțin cu gura strâmbă inginerii. Pentru că le-am dat în coordonate pe computer. Ei nu lucrau așa, lucrau cu echierul și cu ringla. Nu mai aveam viață personală deloc. Mi s-a întâmplat să ajung acasă după ora 1 noaptea de soare. Imediat a fost, să zicem, spațiul administrativ, a fost invadat de cel politic. Inițial eram, era Lis primar în locul lui Ciorbea, care promovase, în fine, da, nu are rost să discutăm. Pe urmă s-a ales Lis, care era un dobitoc, da, relativ bine intenționat în anumite domenii, dar în altele mai puțin. Și pe urmă, când au fost alegeri, s-a ales Băsescu în mod miraculos, însă cu 60 și ceva la sută consilier PSD. Și practic, consilierii sunt mai puternici decât, toți consilierii sunt mult mai puternici decât primarul. Și a trebuit să părăsesc locul, că nu aveam ce căuta acolo, adică îi deranjam foarte tare. Dom'le, la un moment dat mi-am dat seama că aveam foarte multă putere în anumite lucruri, dar n-am folosit-o. Am folosit-o ca să-și recupereze secretara abonamentele furate din tramvai sau chestii de genul ăsta. Sau am folosit-o să nu dau unor instituții ale statului terenurile pe care le furaseră. Sau am folosit-o ca să obțin contor cu două faze ziua și noaptea. Trebuia să ai medie 1000 de kW pe lună și eu aveam numai medie 900 și nu aveam dreptul, dar a fost suficient să-mi ceară Renelu sau cine Dumnezeu chestii ceva și le-am spus asta și pe loc. Prostii. Doamne, nu eu ar trebui să explic asta, dar pot să fac niște supoziții ca să nu zic așa o răspuns logic. Întâi și întâi că aveam cel mai primitiv șef de stat în Estul Europei, care mai fusese și vrăjit de Coreea de Nord. În al doilea rând că am avut cel mai slab partid comunist în toate țările din Est și pentru a conduce țara era nevoie de un număr de oameni în administrație, în Ministerul de Interne, nu știu ce fel, care au fost luați mai ales din familiile conform directivelor KGB, din familiile destrămate de la țară. Pentru că numai aia erau dispuși să facă rău celor din jur, din care să tragă practic pe puțin 75% din nomenclatura și mai ales structura securității în România. Și învățământul e lovit că
Nevasta milițianului era suplinitoare și când milițianul a ajuns major sau colonel, a ajuns directoare de învățământ județean și când a ajuns secretar de stat la interne sau ministru ajuns sau general, a ajuns și ea secretar de stat și cehii au niște texte cu chestia asta că acești membri din învățământ care au zero calificare, adică calificarea este valoarea politică a soțului sau a familiei, creează un fel de gol negru în spate. Niciodată nu o să promoveze unul mai bun decât ei. Un șef de stat atât de primitiv se înconjura cu canalii, cu lichele, cu mincinoși, cu... E celebră povestea cu... Nici nu mai țin minte cum îl chema pe ăla care i-a dormit pe preș în fața dormitorului. Unul dintre oamenii cel mai de încredere în Ceaușescu era unul care fusese adjunct de la nu știu ce județ și a dormit pe preș în fața camerei în care, într-o vară, bineînțeles, nu afară, îmi scapă în clipa de față. Și aceste personaje de proastă calitate, care au crescut, au escaladat scara socială, vezi și procesele cu torționarii care în fund au făcut miracole de excese de zel, s-au calificat în prădat ce se putea prăda. Ajungeau oameni în pușcărie nu pentru că erau dușmani societății, ci pentru că aveau o casă frumușică care te întapă ofițerul cu tare și așa mai departe. Și dacă le-a mers o dată de două, a citit amintirile unui cafegiu. E o carte destul de simpatică cu un tip care a scris cu cine îi lua pe gratis, cine îi cerea coniac, cine știu ce fel. Și practic, Ministerul de Interne defila la el în butic. Eu nu m-am ocupat cu istoria asta, dar copiii, ginerii, nepoții, Dumnezeu pieptene, au fost educați să-și prădeze supușii, să-i calce în picioare și asta au făcut. Și din asta provine diferența cea mai clară. Păi, ar fi mai multe. Probabil că, așa, la nivel mondial, ar fi casetofonul. La nivel românesc, ar fi antena de bulgari.